Hei, salutare tuturor! Suntem la podcast Generația Legion, la Observatorul Prahovean. E luni, asta înseamnă că avem parte de o doză de motivație și de fiecare dată suntem obișnuiți să avem un invitat care ne spune ceva despre istoricul lui care ne influențează prezentul și, de ce nu, chiar viitorul. Alături de mine este Eliza Lișiță. Eliza, sau mai bine spus Iza. Iza, da. Bine ai venit în podcast. Bună, John. Bine v-am găsit. Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația. Cu drag. Și să știi că sunt foarte mulți cei care așteaptă motivație din partea ta, mai ales pe zona asta sportivă. Le vom lua pe rând și te rog din suflet să ne spui câteva cuvinte despre tine, ca cei de acasă, cei care se uită în momentul ăsta pe Facebook, Observatorul Prahovean, să afle cine ești tu. Cine sunt eu? Mă numesc Lișiță Eliza, dar toată lumea mă știe de Iza. Am 34 de anișori, sunt asistentă medicală la un centru de dializă, dar antrenez și o grupă de pitici la dansuri și majorele. Când a început povestea ta vis-a-vis de sport, vis-a-vis de mișcare și de energia pe care tu ai, că acum ai foarte multe emoții, hai să facem cumva să scăpăm de ele. Emoții. E bine să avem emoții, dar să le lăsăm undeva la ușă, ca aici să ne comportăm fain pentru cei care ne urmăresc. Gata. Bun. Am început cu gimnastică la Petrolul Ploiești, la vârsta de 5 anișori. A început așa, ca o joacă. Am luat joaca în serios și am ajuns în grupa de performanță. Din terțe motive m-am retras, așa că am început să cochetez cu dansul până în momentul actual. Când spun momentul actual, și antrenez, dar am și o trupă cu care activez la București, Ferno Aerobic. Sunt oameni care trec de o vârstă, nu știu, de 25 de ani, 30 de ani, 40 de ani și în mintea lor, presupun, da, nu vreau să fac o generalizare, lucrurile sună cam așa. M-am așezat la casa mea, totul e bine, totul e frumos, nu știu cât de mult m-a interesat pe mine să fac sport. Sau, mai simplu, de ce ar fi fain să ne continuăm activitatea sportivă, să facem ceva în fiecare zi cu viețile noastre, să ne mai punem un pic mâinile, picioarele, mușchii în funcțiune? Măi, până la urmă, sportul este și o stare de bine. Adică, mie îmi vin în sala de antrenament și doamne care au 50, 60 de ani, 70 de ani la aerobic și la ferno. Până la urmă, nu trebuie să existe o barieră în a face sport, gata, sunt expirat, nu mă mai mișc. Nu, dimpotrivă, atunci când faci sport, de fapt, lucrezi și fizicul și psihicul. Indiferent că este vorba de un not, de aerobic, de spinning sau altceva. Acum, în plină pandemie, ne cam teamă să ieșim din casă și să mergem la o sală de fitness. Ne este și mai teamă să facem mișcare cu oameni pe care nu-i cunoaștem. Și, nu în ultimul rând, ne este lene să facem mișcare acasă. De fapt, trebuia să încep cu punctul acesta. Trebuie să depășești un pic pragul ăla. Băi, hai că pot. Mă mișc acolo, în fața YouTube-ului, în sufragerie, dacă nu ai, nu știu, timpul de a te deplasa la sală sau poți să faci cursuri online. Eu, de exemplu, funcționează treaba asta cu cursurile online? Da, eu mi-am antrenat copiii și grupa de adulți online. Dacă să ne detaliezi așa un pic, cum adică îi antrenezi online? Păi, intram pe Zoom, fiecare acasică la el. Făceam coreografiile sau exercițiile speciale. Eu lucram odată cu ei. Ca și cum ne închipuiam că eram în sală. Doar că sala era Zoom-ul. Nici nu știu dacă ăsta este un obicei bun. Probabil că e potrivit pentru vremea asta de pandemie, însă e cumva dificil să stai în fața unui laptop și să zică o domnișoară: hai, mâinile sus, haideți! Nasul sus, haideți! Da? Vă rog, faceți mișcare. E motivant când îi vezi și pe ceilalți. Dar este și mai motivant când îmi spui ce te motivează pe tine să-i faci pe ceilalți să se pună în mișcare. Măi, John, da, chestia asta cu online-ul, sincer, trebuie folosită doar pe o perioadă de timp, cum este pandemia. Dar știi, deviza mea, fără ai din ce ai. Dacă momentan nu am putut să ne antrenăm în sală, am găsit noi o cale. Important e să faci mișcare, indiferent că ești la grădii, că ai job, că ai nevastă, că ai copil sau... Păi și dacă nevasta te întreabă ce-ți mai trebuie ție sport? Păi hai să faci cu mine, să vezi de ce-mi trebuie. Păi n-am timp, că uite, eu mă îngrijesc de copii, tu stai să te duci la sală. Facem cu schimbul. Crezi că există treaba asta? Adică să fie atât de bună comunicarea? Da. Sau după 8 ore de program, de luni până vineri, crezi că omul mai are chef să meargă și la fitness?
să mai facă și mișcare? Ai un om în față, da. Eu după ce ies de la jobul de asistent medical, după ce ies de la clinică, mă duc acasă, mă odihnesc o jumătate de oră, 45 de minute, îmi iau rucsacul și mă duc la sală. Chestia asta nu se întâmplă într-adevăr zilnic, dar de două ori pe săptămână, da, se întâmplă. Cum ne creăm un obicei sănătos? Cum ne creăm un obicei sănătos? Prin a elimina lucrurile, rutina nocivă. Asta e primul pas. Și cum identificăm rutina nocivă? Cum îmi dau seama că ceea ce fac eu într-o zi nu e bine? Păi dacă am o viață monotonă care, să zic, îmi afectează un pic și psihicul, dar și fizicul. De exemplu, vin de la job, stau pe canapea, aș mânca ceva, hai că o fac niște cartofi prăjiți chiar dacă este 10 seara. Cam asta. Ai zis ceva de cartofi prăjiți? Păi cui nu-i plac cartofii prăjiți? Cui nu-i plac? Nu-ți plac cartofii prăjiți? Ce interzis e palpitant, nu? Da, învățăm toată viața. Mami! După fiecare astfel de intervenție care se leagă de mișcare, de fitness, nu știu dacă e doar în cazul meu, eu sper să fie doar în cazul meu, dar mi se activează toate simțurile și toate poftele culinare și aș vrea să încerc absolut orice. Și uite, ăsta este un exercițiu pe care vreau cumva să mi-l demontezi, să dai cu el de pământ dacă se poate și pe urmă să revenim la lucrurile faine. Cum ne neapărat detașăm? Cum reușim să spunem nu atunci când oferta culinară este foarte bună și da, cartofii prăjiți, mușdei de usturoi, ce vrei tu, parmezan? După o oră de sport? Sau? Înainte, după, fără ora de sport. Acum să fim puțin realiști, dacă vrei să-ți dau așa un verdict, trebuie mai întâi o serie de analize. Trebuie să vezi de ce îți cere corpul tău anumite vitamine, minerale, după sport sau înainte. Păi era așa urmăria, foarte aproape. Era fix după colț. Ispita era după colț. Da, și erau toate panourile alea luminoase și cred că am văzut ceva pe telefon. Deci imediat după ce am terminat sala, m-am uitat și să văd dacă am vreo notificare și începuseră niște reclame cu, nu știu, cel mai tare burger. Și nu pot să zic, bă, nu. Da, un management bun, o reclamă bună, înțeleg. Și dar cum zicem nu? Trebuie să fii stăpân pe tine. Deci nu sunt stăpân pe mine dacă fac asta. Să te controlezi un pic, da. Deci nu am control dacă fac lucrurile acestea. De exemplu, eu când eram micuță și făceam sport de performanță și plecam în cantonamente, eu întotdeauna am fost o devoratoare de dulciuri și mereu îmi piteam acadele supernă. Și mereu mi le găsea doamna antrenoare și mă pedepsea alergând dimineața singură pentru lucrul ăsta. Dar eu tot acolo le piteam și a doua zi și a treia zi. Bine, cred că le-ai păstrat până în ziua de astăzi. Nu, nu cred că le-am mâncat, de logic. Da, păi să măcar să merite pedeapsa. Am înțeles. Deci totul este de autocontrol. Dacă vorbim, am văzut o imagine sau așa. Dacă tu organismul își cere, înseamnă că trebuie și o mică serie de analize uzuale. Cum arată profilul omului trecut de a doua vârstă care vine în continuare să facă mișcare? Cum arată? Prima oară, când îți intră în sală, este așa un pic timorat, inhibat un pic, dar pe urmă își dă seama că nu e chiar atât de expirat cât se considera el, mă mai duc eu la sport, ba chiar acum se fac și competiții pentru adulți, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult. Și când vine omul respectiv, vine pentru că s-a uitat prea mult la televizor și a zis ok, dacă îmi vine pensia, vreau cumva să vină, nu știu, și un scor cu numărul de calorii pe care le-am ars? Sau care e ideea? Că mi-aș dori să existe oameni care urmăresc, ascultă acest podcast și imediat după zic ok, bun, de mâine fac abonament la sală. Sau de mâine ies cu un prieten afară să ne plimbăm în tot orașul. Pe jos! Important e ca acea persoană inițial să vrea și ulterior va sparge orice barieră de asta. Stai că nu prea am bănuți, că banii oricum îi cheltui și pe shawarma John și pe orice. Stai că n-am înțeles asta. Nu, că se uită oamenii la noi, că și pe shawarma John. Care-i faza? Și pe shawarma John? Păi cu tine sunt în emisiune. A, am crezut că e o directivă din asta. Nu. E un apropo. Nu, Doamne ferește! Nu, că dacă ar fi după mine sau după consumul meu de shawarma, foarte multe afaceri din Ploiești ar da faliment. Mai există și alte chestii care te fac mai slim sau mai plinuți.
și sunt multe în centrul orașului. Păi nu sunt împotriva așa urmei, dar nici să fie așa dimineață, prânz și seară. Adică na, din când în când și eu mai împăcătuiesc. Cum arată un cheat day pentru tine? Poftim? Un cheat day, o zi în care trișezi, o zi în care uiți de alimentația corectă și zici, toate poftele alea din ultima săptămână, lună, toate poftele astea astăzi mi le fac. Nu am să zic așa un regim alimentar strict, dar nu consum sucuri, exclus. Sucuri carbogazoase? Sucuri. Niciun fel de suc? Nu. Nici suc natural? Rar mai îmi fac în casă limonadă cu ghimbir, în rest apă. Ți-am zis, nu am un regim strict, dar și atunci când mai scap la o felie de tort, mai așa, știu că trebuie să alerg un pic mai mult pe bandă. Adică nu sunt așa împătimită să-mi calculez fiecare masă. În momentul în care ai consumat acea felie de tort, te simți vinovată? Nu. E pur și simplu o felie. E ok, adică... Dar mi-ai făcut o legătură între felia de tort și bandă. Păi, din moment ce am exagerat puțin... Nu de exagerat, e o felie, mi-ai spus că e mâncat tortul. Păi da, da. Tortul ăla poate să fie tăiat pe din două, să reprezintă o felie pentru mine. Ok, o să spui jumătate din tort. Detalii. Am înțeles. Păi nu, că poate în felul ăsta noi ajutăm pe oameni să vadă un pic mai bine, adică, obiceiul pe care tu l-ai și chiar să-i influențezi în mod pozitiv. Adică în dimineața musai trebuie să mănânc ceva cât de cât light. Eu sunt o împătimită mâncării făcută în casă. Deci la prânz musai o ciorbică și un felul de și seara de obicei ori fructe, ori salată. Bine, când zic seara, nu te gândi la 10 noapte sau așa. Când e seara la tine? Depinde ce schimb sunt la spital. A, deci dacă practic lucrezi de dis de dimineață, adormi la ora? 9:30. Foarte tare, cum reușești să faci asta? Te rog, uite, în sfârșit în acest podcast am opțiunea de a învăța ceva cap-coadă. Cum faci să adormi mai devreme? Păi din moment ce a doua zi te trezești la 4:30, așa, își poți cere organismul ce să spui. Dacă aș face asta zi de zi, probabil, dar dacă ar fi doar, nu știu, câteva excepții, cum reușesc să adorm mai devreme ca să pot să mă trezesc, nu știu, la un 4:30, 5. Ba mai mult, sunt niște grupuri pe Facebook care învață oamenii să aibă o trezire matinală ca să nu pierdă timpul. Te trezești la 5, îți faci toate lucrurile, îți programezi, faci sport, mănânci sănătos, te duci la muncă și până trebuie să dormi. Și zic, bă, tăticu, eu pe la ora 1 cred că adorm, într-un caz în care lucrurile sunt fericite. Păi în primul rând, în ziua respectivă nu beau decât o cafea dimineața, nu dublu o cafea simplă cu un singur plic de zahăr. Așa. Consum foarte, foarte multă apă în ziua respectivă. Seara evit ciocolata cu greu, îmi pun mâna la ochi dacă o văd așa prin casă. De cum? Că ai zis că ne ispitești cu niște ciocolată după... În ziua când trebuie să fie așa un pic mai ordonată, știind că a doua zi mă trezesc la 4:30 și eventual seara bea un pahar de lapte cald cu o linguriță de miere. Uite, eu am primit niște mesaje și mi s-a spus că sportul e așa pentru oamenii care chiar vor să aibă super grijă de ei, că sunt unii care au un super metabolism, nu fac nimic special, mănâncă aproape orice și sunt bine. Ai vreun mesaj pentru ei? Mâncatul ăsta cu aproape orice, nu știu, mă deranjează așa un pic la timpan. Nu ai cum, de exemplu, să mănânci foarte multe prăjale și până să te duci să faci efort totuși. Ficatul al tău îl dai un pic peste cap, nu e chiar ok. Acum nu trebuie să fii nici un împătimit să-ți calculezi fiecare calorie, dar nici să o dai în extrem aia, am ca nu știu ce, mă duc la sală, las că rezolvi. Adică este... un cumul, o mică educație cum să ai grijă. Nici să fii împătimită, dar nici să te culci pe urechea, mă duc la sală, ce mai contează. Pentru că organismul nostru este un întreg mecanism. E ca la mașină, John. Nu i-ai pus motorină bună, o să scârție la un moment dat. Așa și ficăciorul nostru. Iza, mi-ai spus de la început vârsta ta. Poți da? Să mai spun încă o dată vârsta? Te rog. Într-un sens bun. 34 de ani, da. Te atenționez, îți transmit o notificare acum în mod verbal că sunt 34, tineri la 24 sau poate chiar mai mici de vârstă, care din nefericire au o problemă cu greutatea.
Și da, pentru ei este acest podcast. Da, din păcate așa. Și nu vorbim de 2-3 kg în plus. Vorbim de ceva, situații unde tinerii nu reușesc să se aplece. Unde deja devine o problemă medicală. Da, să se încheie la șiret. Da. Și cum nu poți? Nu, nu pot. Și pe am un încălțător, zic, wow, super! La 20 ceva de ani, da. Da. Aici deja este o problemă medicală, ceva scapă de sub control. Din păcate m-am întâlnit cu astfel de persoane. Înainte să lucrez la dializă, am lucrat la o clinică de medicină estetică, unde făceam și remodelare corporală și ne veneau câțiva pacienți de genul. Aici nu merge cu las că îmi fac eu un regim, aici deja trebuie să intervină un medic sau chiar un nutriționist. Niște analize. Asta spui, adică, tu. Și da. E foarte bine ce spui. Dar eu dacă nu reușesc să mă leg la șireturi, nu înseamnă că o să apelez la un specialist. Înseamnă că o să maschez. Înseamnă că ești un pic leneș. Înseamnă că o să maschez acel lucru, o să găsesc un ceva care să mă ajute să nu mai fac ceva ce nu reușesc și să trag de mine în continuare. Absolut. Cum îi trezim? Pe cei cu micuțe. Pe cei care sunt leneși, că ai spus, pe cei care sunt, băi, nu se poate, adică... Ideea este că, nu știu, puterea asta, cum îi ajutăm, în primul rând trebuie să vină de la ei. Adică, degeaba ai spus tu, du-te la sală, fă aia, dacă el este așa, vin de la muncă, mă așez pe canapea, mă uit la... Și unde vrei să te așezi? Poftim? Unde vrei să te așezi? Pe fotoliu? Vin de la muncă, mă așez? Nu mă așez? Mă așez pe patul meu, echipamentul și plec la sală. Wow! Poate o să spună niște oameni că tu ești cu adevărat pasionată de sport. Da, sunt pasionată, nu orcoholică, cum mi s-a mai spus. Câtă vreme nu ai făcut mișcare cel mai mult? Care a fost cea mai mare pauză de la sport? Cred că 2-3 luni, datorită unui accident de mașină, a trebuit să iau o mică pauză, să zic așa, să-mi revin. Atât. Și cum te-ai simțit atunci? Oribil. Simțeai nevoia să faci mișcare? Lipsea ceva. Dar nu știu, te simțeai, nu știu, complexată? Ți părea că te-ai îngrășat doar pentru că n-ai putut să ieși din casă sau pentru că... Nu, mă simțeam poate așa un pic anxioasă pentru că eram obișnuită cu un anumit... stil de viață și așa, să stai doar în casă, să-ți lipsească copiii, să-ți lipsească alergătura asta. Așa era ceva, wow, ce se întâmplă cu mine, eu nu sunt așa. Ți-a fost greu să te repui pe picioare? Psihic sau fizic? Ambele. Fizic mai fac încă recuperare. Psihic am zis, băi, asta nu sunt eu trebuie să fac ceva. Stai, e o chestie recentă? Acum... 4 anișori, da, așa? Acum 4 ani s-a întâmplat acest accident de mașină. Deci te-ai trecut printr-un accident? Da. Nu vreau să-mi spui foarte multe lucruri despre el. Nici eu nu pot să spun prea multe pentru că nu mi-l amintesc. Accident de mașină? Da. Și te mai urci la volan? Da. Și din vina cui a fost? Sau din vina cui ți s-a spus că s-a întâmplat accidentul? Pur și simplu, un domn care venea din contrasens a intrat frontal în mine. Mm-hmm. Și m-am trezit la județean, nu știu. Doamne ferește, nu că da. Vedem tot soiul de accidente și de alea stupide și de alea foarte periculoase. Sunt oameni care nu merită să aibă permis sau oameni care ar trebui, după o anumită vârstă, exact, să nu se mai urce la volan. Exact. Decât dacă se simt în stare, punct. Da, nu vreau nici să supărăm oameni. Mă rog, să nu intrăm în subiectul ăsta. Păi nu, că e de maximă importanță. Vreau să facem o paranteză pentru că ai spus că dimineața ești la dializă? Da, la clinică. Ok, și ce faci acolo? Sunt asistent medical. Ai grijă de oameni, da? Exact. Poți să te întreb treaba aia pe care cu toți o întrebăm în această perioadă? Nu știu. Te rog! Te vaccinezi? John, da, m-am vaccinat. Stai că stai una. Scuze. Te-ai vaccinat deja? Da. Am făcut ambele doze. Cum ești? Sunt bine. Încă sunt oameni care spun, băi, se conectează acum adminul la rețea, e gluma cu Bill Gates sau da, n-o să fiu bine. Cum ai luat decizia? Măi,
Sincer, am avut așa vreo 2-3 zile în care am cântărit, dar am stat și m-am gândit, eu fiind linia întâi și cadru medical, zic, vaccinul ăsta nu este degeaba, deci ar fi ok noi, cel puțin linia întâi, să-l facem. Ulterior, rămâne de la... Deci nu te sperie. Păi dacă l-am făcut deja... Nu simți că umblă ceva prin mintea ta, nu simți că gândurile nu-ți mai aparțin și alte conspirații? Nu, astea sunt ale mele oricum. Hai să citesc câteva dintre comentarii. Uite, Adrian Dan Ghiță ne pune o întrebare, din punctul meu de vedere, mai mult decât realistă pentru vremurile pe care noi le trăim. Zice așa: bună, rutina jobului de 12 ore pe zi, timp de 5 zile pe săptămână, ce hrană ar fi adecvată stilului de viață pentru a te menține în formă, fără să apară modificări? Mai pe scurt, muncesc de dimineață și până seara. Ce pot să fac? Ce să mănânc? Probabil și un pic de mișcare, sper. Ca să nu, să nu zică cântarul, hopa, hopa, nu mai am, s-a terminat cadranul. Vă rog, opriți-vă. Din comentariu se observă că este un bărbat. Trebuie să ținem cont dacă este... Adrian, sigur Adrian, e bărbat. Adrian, te pupăm, e de bine. Nu, ceea ce vreau să spun că femeile trebuie să țină un regim, bărbații alt regim. Adică bărbații, ei pot consuma poate un pic mai mulți carbo comparativ cu femeile. Eu nu sunt specialist și nu vreau să dau sfaturi. Din punctul tău de vedere. Punctul meu de da, vedere, e părerea ta. Dimineața musai să consumi proteine. Mm-hmm. Poți să ne dai exemplu de 2-3 proteine? Un ou ușor. Prăjit? Fiert. Ah, am înțeles. Și o roșioară ceva acolo să meargă, adică nimic sofisticat. Bănuiesc că dacă a zis că are job de 12 ore și am mâncărică la el, musai mâncarea... Nu știu dacă și am mâncărică la el, poate comandă acolo. Sau oricum mâncare caldă, lasă-mă referam, mâncare caldă. Și musai să nu sară peste nicio masă, să zică, oh, gata, nu mai mănânc ca să slăbesc. Nu, pentru că practic pe interior te topești. Și dacă într-adevăr ai o mică problemă cu kilogramele și vrei să iei o măsură, nu e așa de capul tău, trebuie și o serie de analize. Oamenii se uită în oglindă și în anumite cazuri, dacă nu plac ceea ce văd, nu prea au curajul să meargă la un medic, la un nutriționist, la un specialist, ci vor de capul lor să ia anumite decizii. Sau se uită un pic pe internet. Și da, mă las că am văzut eu pe ăla care are o dietă cu apă și lămâie, 10 zile numai asta fac. Și probabil chiar există rezultate, însă mai contează și cât de sănătos e trupul tău după perioada respectivă, ce mănânci după ce 10 zile ai fost genial. Și uite, ca o completare, Dumitriu Petrișor zice, bunicii noștri, stai că îmi tot fug lucrurile pe aici, și zice bine, bunicii noștri munceau toată ziua și mâncau numai prăjeli, grăsimi și carbohidrați, jumăți, slănină și cartofi. Deci dacă faci mișcare, poți mânca chiar orice. Da, într-adevăr, are dreptate, doar că sunt câteva aspecte un pic diferite vis-a-vis de ziua de azi și de atunci. Atunci nu era atâta poluare. Mișcarea, cum spunea, bunicii mei se duceau la câmp și munceau. Păi cât mai depune efortul pe care îl depunea bunica la câmp când se ducea pe coastă și așa mai departe. Adică nu prea e cum să compari. Deci acum stăm foarte multă vreme în scaun și ne consumăm sau nu neuronii, stăm prea mult pe rețelele astea de socializare. Am și prieteni care își pierde 3-4 ore pe zi pe TikTok. Da, pe TikTok, că băi, dacă am intrat pe TikTok, nu mai simt nimic altceva. Adică este TikTok și nici măcar de apă nu mai am nevoie. Dependența psihică. Ne gâdile ceva acolo în creier și ne ajută să ne treacă ziua mai repede. Și că dependența este fizică și psihică. Aici este psihică. Și cu cea fizică putem să facem dependență de gantere, dependență de bandă. Cum ne îndrăgostim de sala de fitness? Cum ne îndrăgostim? Uh-huh. Prin vibe-ul pe care îl avem acolo. Cum ne simțim de fapt? Eu recunosc și am momentul de la trebuie să mă duc la sală, că am avut astăzi probleme la clinică, probleme la sală, până depășesc pragul. Pe urmă, nu mă mai scot de acolo, sunt tot un rânjet. Tu ești bine. Mulțumesc. Cu drag. Da, tu ești bine, adică...
Când se uită doamnele, domnișoarele la tine, presupun că, băi, uite ce talie, uite ce, ce toate dar cele. Dar nu mă fac neapărat să am eu 90 în talie sau să-mi lucrez picioarele sau așa. Nu, eu o fac pentru că acolo mă simt eu bine, acolo mă descărc eu un pic. Nu știu, poate cum alții se duc, nu știu, să se plimbe în cursul săptămânii când eu nu-mi permit, mă duc la sală și așa mă, mă descarc. Știi că la sală, prin sport... Deci că ai văzut, tu ai văzut, fii atentă ce tare, deci wow, cred că mi-ai dat un super răspuns. În vreme ce mai toți suntem stresați, da, și nivelul nostru de cortizol crește ca la nebuni, da, unii aleg să mănânce, da, și mă simt stresat, stresat, vreau să mănânc. Nu știu, mi-e foame, exact, vreau exact. Soronței. Dar ceva. Dar ce, nu soronței, să, să, să bagă, da, mine, așa se zice, să rup. Noi femeile spunem, am ronței ceva. Da. Și mulțumesc, mi-ai spus ceva. Sau poți să mergi către o sală de, de fitness, să faci o activitate sportivă ca să te detensionezi, ca să scapi de tot acel ceva de pe care... De tensiune le... acumulată. Mm-hmm. Vezi, deci, practic e vorba despre obicei. Exact. Sau mai sunt unii care din cauza nervilor mănâncă sau uite să mănânce, sunt și mai nervoși și își descarcă de obicei toți nervii ăștia pe un subaltern, pe un prieten foarte bun, pe un om care e vulnerabil. De asta am zis să împletim un pic sportul cu medicina. Da, o persoană de genul care zici tu că devine nervos sau așa pentru că nu a mâncat, este normal pentru că nivelul lui de magneziu în corp a scăzut și de stări de nervozitate, de agitație. De asta am zis că întotdeauna trebuie să se împletească un pic cu medicina. Mm-hmm. Cred că de asta și împletesc eu dansul, sportul cu faptul că sunt asistentă medicală. Adică punctul comun este corpul uman și îl văd și pe partea de medicină și pe partea de, de sport, să văd cum reacționează. E, e o chestie probabil un pic duală a mea. Cred că ești multifuncțional. Eu așa aș putea să spun. Da? Posibil. Că simți tu că treci între două lumi, da, probabil că într-o parte trebuie să fii într-un anume fel și respecti un anumit regulament, în partea cealaltă probabil că îți faci tu regulamentul și alți oameni au rezultate datorită a ceea ce tu spui. Cine este, și asta e întrebarea. Aoleu, ai citit-o tot acolo? Toate întrebările, da, mă ajută cineva să adresez cele mai bune întrebări. Cine este Eliza Lișiță sau Iza? Iza, așa. Atunci când nu ne vede nici camera, nu sunt nici oameni, când ești doar tu? Când sunt doar eu? Măi, sunt un om normal, o femeie normală de 34 de anișori, cu pasiunile ei, cu... ca oricare altă femeie. Uite, vezi că acum te-ai retras așa, nu e bine. Cine ești? Cum ești tu? Când nu trebuie să te judece nimeni. Știi că fiecare dintre noi are treaba asta, are temerea asta că, băi, poate ăla zice ceva despre mine, poate mă critică cineva. Asta sunt, cu asta sunt de file. Sunt prea obosită să stau să joc vreun rol. Adică... Mm-hmm. Te-ai săturat de ceea ce au spus probabil de-a lungul timpului oamenii. Și ai văzut că oricum, chiar dacă ei spun, nu înseamnă că da, o e bine să te ții. Da, o anumită toxicitate pe care, nu știu, nu, uh-huh, nu mă aranjează pe mine. Asta sunt, cu asta defilez. E bine că tot pronunți treaba asta de, legată de toxicitate. Uh-huh. Avem uneori oameni foarte aproape de noi și ni se pare că sunt alături de noi, dar de fapt sunt oamenii care ne împiedică să mergem mai departe. Cel mai mare vis al tău, acel ceva către care tu țintești, poate fi orice, să știi. Orice. Poți să spui, băi, vreau să fac asta. Poate vreau să-mi iau motocicletă. Perfect, bun. Oi, Doamne. Ești... Nu pot să-ți comentez visul, e ok. Deci replica mea este nu una tocmai bună. Ești periculoasă, adică mi-ai spus despre accidentul cu mașina. Și urmă, John Dacomone, zilnic e periculoasă. Mi se pare că e un pic mai dificil vis-a-vis de trecerea de pieton și alte nebunii. Adică cum vezi un om doar pe două roți și fără centură, te gândești bine dacă omul ăla e donator de organe sau nu. Dar e visul tău. Asta este un clișeu. Bine, putem să-l dezbatem, dar... Am înțeles. E un clișeu? Eu am crezut că e o realitate. E o... Asta cu donatorul de organe mi se pare clișeu. Dacă stai să conduci ca un nebun sau așa, da, bineînțeles că motocicleta aia zba. Conduci încet? O să fie ce fel de motor? Kawasaki. Păi și ăla nu e de viteză mare? Nu e de ăsta de poți să defilezi cu el pur și simplu prin oraș? Nu este de ăsta de defilă. Cred că o să cauți așa o linie pe care să mergi. Mai avem foarte puțin din acest podcast, sens că o să treacă mai repede decât ne închipuim noi. Și atunci trebuie să-mi spui dacă ai un mentor, dacă ai pe cineva după care îți reglezi
viața, poate să fie un mentor, poate să fie neapărat un guru, dar poate să fie mama ta, poate să fie oricine. Există un reper, un om? Da, există. Da. O persoană care la fel a cochetat cu sportul, este o mamă deosebită, o femeie polivalentă, adică știu să aibă grijă și de carieră, și de viața ei particulară, dar și din plăcerea asta pentru sport a transformat-o într-un business foarte, foarte... Spune, zi-mi cine este. Poți să ne spui sau? Simona Mânar, fostă gimnastă. Așa măi, deci da, ai un reper extraordinar bun și mai am să te întreb un singur lucru. Dacă ai o carte anume preferată, o recomandare de carte pentru cei de acasă, cei care ne urmăresc, am înțeles că sunt și taximetriști care au lăsat telefonul deschis și chiar dacă au acum un client ascultă și mă bucură treaba asta. Dacă ai o carte, o recomandare? Măi, John, depinde pentru ce vârstă. Ce vrei tu, nu pentru tine. Una care ție ți-a schimbat ceva, care te-a ajutat pe tine cu ceva. Da, Kafka, Procesul. Procesul, am înțeles. Bine, suntem la final de tot și te rog din suflet să le lași un mesaj celor de acasă, celor care ne urmăresc acum sau ceva mai târziu, celor care ne dau și like și love și share și toate cele. Wow, tata alea. 20 de secunde, atât, nu mai mult, 20 zile, uite-te la ei și spune-le ceva. Vă mulțumesc pentru tot, vă super pupice și nu uitați, nici o zi fără sport, pentru că sportul nu are vârstă. Și unde te caută lumea ca să te găsească? Pe Instagram iza.yzu și pe Facebook Lișiță Eliza Alexandra. Iza, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Ai grijă de tine, ai grijă și de oamenii pe care îi influențezi în bine, Doamne ajută, și ține-te de treabă, dă-ne semnale în momentul în care lucrurile sunt și mai frumoase și cum se termină pandemia asta, să scoatem cât mai mulți oameni la sport, la mișcare, că ne e dor, adică ne e dor și de un eveniment sportiv, de ce nu? John, să ne auzim luni de la 13, până atunci faceți mișcare. Numai bine, la revedere!